Mulțumesc, domnule președinte. Vorbim de o formă fără fond. Acest PLX nu are legătură cu salarizarea sau cu pensionarea militarilor. Vorbim de norma de hrană care a fost majorată. Acest OGE 26 din 1994 are și un mecanism intern, că e vorba de putere calorică, ori de câte ori se majorează prețurile, automat se majorează norma de hrană. Domnule Dâncu, ați fost ministrul Apărării Naționale când s-a fundamentat bugetul pentru 2022-2023. Avem două legi pe care dumneavoastră trebuia să susțineți să fie implementate. Legea 153 din 2017, care nu a fost aplicată în tot anexei 6, și aici vorbim de militar, poliție și jandarmerie și cei din penitenciare, este aplicată undeva la jumătate și atunci sigur că avem două sisteme de referință diferite și avem solde de bază extrem de mici, sub salariul de bază minim brut, pentru că PSD, PNL, UDMR și minorități nu ați respectat legea 153 din 2017 și avem legea 223 din 2015, unde avem generali în pensie cu 2500 de lei pentru că ați refuzat să actualizați pensiile militarilor. Avem trei mari disfuncții în această lege 223. Acum veniți cu norma de hrană și plângeți pe umerii polițiștilor și militarilor. Nu, domnule ministru, vor pleca în continuare pentru că subfinanțați aceste sisteme, salarii proaste, pensii în dezechilibru, iar dumneavoastră susțineți forme fără fond. Norma de hrană, foarte bine, are și un mecanism intern, v-am explicat. Dacă vreți, oricând vă stau la dispoziție să vă arăt cum funcționează acest OGE 26 din 94. Eu susțin, o să votez, pentru că e normal să votez lucrul ăsta, dar nu veniți și folosiți microfonul Camerei Deputaților și transmiteți informații, nu le spun mincinoase, o să le spun diversioniste. Mulțumesc!